Finalul taberei copiilor Basarabene, aflați timp de o săptămână în municipiul Roman, a fost marcat vineri, 2 august, printr-un concert susținut de oaspeți în aer liber. La concert au asistat zeci de romașcani. Am reușit să organizăm acest eveniment pentru romașcani cu un cor de copii de la Măgdăcești, din Republica Moldova, care au fost invitații noștri timp de o săptămână. Tabăra de vară s-a numit Acasă la noi și cred că a fost pentru toată lumea un prilej de întâlnire între frați, aș spune eu, și m-am bucurat de prezența lor. Îmi pare rău că mâine vor pleca. Sper să avem continuitate în ceea ce am început. Copiii din Republica Moldova au făcut cunoștință cu primarul Laurențiu Dan Leureanu. De la ce clasă la ce clasă avem aici? Care e cea mai mică? A treia. Nu, elevă de aici. Ce clasă? A treia. Da? Adică sunteți a doua cu speranță spre a treia, nu? Da. Noi trei. Voi trei? Da. Tu de unde ai pistruie? Știi de unde e? Da. De unde? De la soare. Nu? Când erai mică, te-ai jucat cu ouă de rândunică. Nu e adevărat? Și cea mai mare? Ce clasă? Trecea 12. Ai bacalaureat la anul, nu? Emoții? Da. Și ați venit în vizită aici la noi. Și cum ați găsit? Cum v-a plăcut? Foarte mult. Pe toată durata activității, copiii au fost găzduiți în familii și au avut parte de un program variat, fiind un schimb de experiență în care s-au legat prietenii de neuitat. Am mers cu autobuzul, am mers pe la cetăți, am mers pe la un părinte, pe la mai multe mănăstiri. Ți-ai făcut prieteni din cei care au venit la noi în vizită? Da, mi-am făcut foarte mulți prieteni. Cum ți se par cei care au venit din Moldova? Foarte drăguți, primitori, adică blânzi. Au stat la tine acasă sau unde au fost cazați? Cineva dintre ei a stat și la voi? Da, a stat o fetiță. Fetiță la voi în gazdă, acasă, da? Cum ți s-a părut să stai cu ea? Mi-a părut foarte bine că am lângă mine pe cineva din Republica Moldova. Da? Da. Îți dorești să se repete astfel de experiențe? Da, mi-aș dori foarte mult să se repete. Prima ediție a taberei de cultură și civilizație Acasă la noi s-a desfășurat în perioada 27 iulie-3 august și va continua în fiecare an.